combinații de ceață și chiciură. Jurnalul de seară la Digi24, bun găsit tuturor. Știrea serii este că senatoarea Diana Șoșoacă a fost dat afară din Partidul Aur, în mijlocul unui scandal intern. Dar asta este o afacere de partid, o afacere internă de partid. Cu adevărat important pentru toată lumea este că pensiile speciale și sporurile de lux merg, bine, mersi, mai departe. Guvernul s-a răzgândit, lasă Parlamentului aceste probleme ca să le rezolve. Când o să le rezolve, vom vedea împreună. Și atunci, bugetul strâmtorat al lui 2021 a fost făcut cu pensii speciale și cu sporuri regești pentru bugetari. Dispar doar voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. Ce s-a întâmplat? De ce s-a răzgândit premierul? Avem răspunsuri în această seară în jurnal. În guvern nu e nimeni mulțumit. Supărările sunt atât de mari încât useriștii ar fi amenințat chiar cu nevotarea bugetului. Care e situația? Cât de mare este scandalul? Vom afla împreună. Imediat începem jurnalul. Am spus foarte clar, în acest mandat oprim nepotism, oprim aceste conflicte de interese, dar nu ne putem face peste noapte. Foarte multe nemulțumiri au fost atât din rândul miniștrilor USR Plus și UDMR, dar și liberalii au fost deranjați de anumite modificări făcute în buget. Și avem și aici la Senat oameni care iau mii de lei sporuri și oameni care iau câteva sute. Pentru aceleași condiții, bătămătoare. Dumneavoastră sunteți în rang, să spunem, cea mai mare funcție. Înțeleg, dar și... legislație. Secolul 21, să spui că este un risc să lucrezi la calculator, atunci aruncă și telefonul mobil la gunoi. Am ajunge acum, de ce înghețați, practic, pensiile în 2021? Program de guvernare din Parlament? Cred că era o discuție care a fost în programul de electoral. Deci era în programul electoral. Cred că programul de guvernare în Parlament nu scrie nimic despre punct de pensie. Au trecut 10 zile din februarie, iar bugetul tot nu e gata. Premierul a ieșit astăzi ca să anunțe că nu mai e mult și... deficitul bugetar trebuie să fie cât mai aproape de cel anunțat de statele din vestul Europei, ceea ce înseamnă tăieri și amânări de cheltuieri. Majorarea pensiilor este lăsată pentru la anul 2023-2024. Voucherele de vacanță nu se mai acordă în acest an. La sporurile încasate de bugetar nu se mai poate umbla, totuși, deocamdată, admite premierul, chiar dacă tot el le reclama ca fiind... de domeniul trecutului. Vor fi schimbate prin proiecte de lege în Parlament, iată declarația. Trebuie să lăsăm ipocrizia deoparte și trebuie să ne dăm seama că așa nu se mai poate și nu putem să mergem mai departe. Vorbim de cheltuieli care nu pot fi susținute de această economie. Cheltuieli care au fost crescute din pix în ultimii 4 ani de zile și care, bineînțeles, nu sunt tăiate, dar sunt plafonate. Vom pune în dezbatere publică bugetul pentru 2021. O să fie în dezbatere publică, cred că în seara aceasta, ori dimineață, prin măsurile pe care luăm, mai mulți bani rămân în sectorul privat, rămân la companie, rămân la cetățeni și prin aceste măsuri. A spus din primul moment că nu vom crește taxele și nu vom crește taxele. Deci este o linie roșie pe care nu vom trece. Nu vom crește taxele. Nu există nicio divergență în coaliția de guvernare pe tema bugetului. Toți vrem bani mai mulți. Nu există nicio divergență în guvern, spune prim-ministrul. Ba, există. Există chiar miniștrii care au anunțat că nu vor vota în guvern acest buget, acest proiect de buget. Despre ei, despre nemulțumiți, ne vorbește acum Emma Stoica. Această ordonanță de urgență a fost în primă lectură, ceea ce înseamnă că urmează să fie aprobată abia săptămâna viitoare, iar urma să aibă un impact bugetar de 3,2 miliarde de lei. O reducere, vedem astfel, la bugetul de stat, pentru că știm că au fost nemulțumiri din partea ministerelor legate de banii pe care urmează să îi primească în 2021. Ea prevede, pe lângă măsurile pe care le-am discutat mai devreme, și măsuri pentru pensii. Ele vor fi plafonate în 2021.
2021, iar creșterea este prevăzută abia la 1 ianuarie 2022. De asemenea, reducerea de care beneficiază acum studenții călătoriile gratis pe care le au la CFR nu vor mai exista după ce va intra în vigoare această ordonanță de urgență, pentru că se vor transforma doar în niște reduceri de 50% la călătoriile pe care le vor efectua. Și prefecții sunt vizați, prefectura în principal, pentru că știm că aceasta are un spor de 30% primit de COVID. Ei bine, acest spor nu va mai exista din momentul în care ordonanța va fi în monitorul oficial, iar în discuțiile de astăzi de la guvern au fost prezentate și nemulțumirile miniștrilor legate de bugetul pe 2021 și cum arată acesta, pentru că știm că au fost ridicate mai multe nemulțumiri din partea miniștrilor din USR Plus, dar și de la UDMR. Cel puțin 6 ministere primesc mult mai puțin bani decât vizau, iar pe listă sunt transporturile, economia, sănătatea, dezvoltarea, mediul și proiectele europene. Ministrul dezvoltării, Cechia Otilo, vine în această seară la jurnal. Vom discuta despre bani. Partenerii PNL la guvernare speră să se mai schimbe unele lucruri înainte de finalizarea proiectului, dar recunosc că România nu-și permite mai mult. Atât se poate în 2021, fiindcă de la 10% să cobori la 7,1% este un efort. Cam astea sunt banii. Este un buget de care nimeni nu e mulțumit, dar este un buget de responsabilitate, este un buget prin care România trebuie să se reașeze pe direcția de repornire economică și de redresare din criză. Agențiile de turism, hotelurile și restaurantele ar urma să primească 1 miliard de lei de ajutoare de stat în acest an, potrivit unui proiect de buget al Ministerului Economiei obținut de Digi24. În varianta inițială era vorba despre 2,5 miliarde. Industria ospitalității a fost puternic afectată de restricțiile impuse de autorități în încercarea de a opri răspândirea noului coronavirus. O sumă de 4 ori mai mare va merge către IMM-uri. Cu detalii, Mădălina Chițu. Bun găsit! Programele de sprijin pentru industriile afectate de coronavirus continuă. Cei mai mulți bani ar urma să meargă către întreprinderile mici și mijlocii. Ministerul a bugetat 4,41 miliarde de lei pentru ca IMM-urile să treacă mai ușor peste pandemia de COVID-19. Și agențiile de turism, hotelurile și restaurantele vor beneficia de sprijinul guvernului. 1 miliard de lei din bugetul de anul ăsta ar urma să ajungă în acest sector. Potrivit surselor Digi24, fondurile alocate industriei Horeca l-au nemulțumit pe ministrul economiei Claudiu Năsui, care și-ar fi dorit bani mai mulți pentru această industrie. Sunt prinși în buget și bani pentru programul Startup Nation. Guvernul a alocat aproape 642 de milioane de lei. Cel mai probabil, acești bani sunt pentru plățile către firmele care au depus de conturi în cadrul ediției a doua a programului 2018-2019. Suma care apare a fi propusă este însă mică, având în vedere că necesarul bugetar pentru plata tuturor de conturilor depuse de Startup Nation la începutul anului 2021 era de 857 de milioane de lei. Asta înseamnă că din circa 4.250 de firme care au depus cereri de deconturi, peste 1.000 de societăți comerciale vor rămâne neplătite. Industria cinematografică este și ea pe listă pentru a primi finanțare de la stat. S-au pus deoparte circa 100 de milioane de lei. Atenție însă, toate aceste alocări se pot schimba radical la finanțe, la guvern și apoi la Parlament. Gabriel Musteață, inginerul care a reclamat angajarea fără concurs a unei tinere la administrația bazinală de apă Prut-Bârlad, era considerat o, citez, problemă. Veți vedea imediat de ce era considerat o problemă, de directorul instituției chiar. Asta reiese dintr-o nouă înregistrare publicată de Recorder.ro. Comisie de concurs, cel puțin pe linia voastră, ar fi fost Gabi Musteață, președinte la comisie de concurs pentru directorul de SEDA. Iar Gabi, nici eu și nici altcineva nu poate face intervențiile, nu dacă știu. Iar Gabi, nici altcineva nu poate să facă intervențiile alea. La ce intervenții? În sensul că nu cer niciodată nimănui să facă vreo golănie, mai ales lui Gabi Mustață. Niciodată. La nimeni.
Deci nu am pus niciodată pe nimeni să facă vreo ilegalitate la aba prudbărlată. Ba mai mult, nici măcar nu a rezolvat probleme delicate. De asta îl dau etalon pe Gabi, pentru că Gabi este un tip care nu face discuții dintre astea și eu sunt la fel. Nu stau de vorbă cu cineva, să-i spun, îl chem aici în birou să-i cer vreo ilegalitate cuiva. La începutul acestei luni, jurnaliștii Recorder.ro au publicat un interviu cu inginerul Gabriel Musteață, fost director tehnic la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Inginerul reclama că o tânără a fost angajată pe post de inginer fără concurs, deși nu avea niciun fel de experiență în gestionarea inundațiilor. După dezvăluirile făcute, Gabriel Musteață a rămas fără post, dar a dat compania în judecată. Tânăra aflată în mijlocul scandalului a demisionat la rândul ei. Știți cum să vă poziționați la față de un râu, care e malul stâng și care e malul drept? Am văzut un alt drept facultate legat de știința solului, dar nu în apropiere. Discutăriți politicieni care văd instituțiile statului ca și trampolină politică, practic și urmăresc strict interesele lor. Asta este percepția mea sinceră, așa cu toate emoțiile care mă cuprind astăzi, asta este concluzia. Politicieni mici la instituții mari. Întrebat despre situația de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, liderul PNL Ludovic Orban spune că astfel de numiri reprezintă doar accidente. Sunt categoric împotriva unor astfel de angajări. Astfel de numiri sunt niște accidente în ceea ce ne privește. Încă o dată vă spun, am fost premier și am numit sute de oameni în funcții publice, dacă nu chiar am depășit mii de oameni. Pe de altă parte, sunt în câteva județe, au apărut astfel de situații pe care le critic aspru, atât în interiorul cât și în afara Partidului Național Liberal, nu ne reprezintă. Și reacția premierului Florin Câțu în fața acestui scandal, în acest mandat oprim nepotismul, dar nu se poate peste noapte. Mă opresc aici. Am spus foarte clar, în acest mandat oprim nepotism, oprim aceste conflicte de interese, dar nu ne putem face peste noapte. Cum este semnalat în caz, v-ați văzut că reacționez imediat și vom avea informația și vor urma și măsuri. Nu a luat nimeni decizia pentru a-l concedea pe domnul respectiv în acest moment. Decizia a fost luată anul trecut prin reorganizare, i s-a oferit un post și a refuzat postul și acum a ajuns la final în această perioadă când putea să opteze pentru alt post. Tânăra liberală, care s-a lăudat pe rețelele de socializare cu numirea ei în Consiliul de Administrație al unui spital din Cluj, a renunțat la funcție după numai o zi. Decizia a venit după ce președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, i-a cerut să-și dea demisia. Am semnat contractul de mandat în baza căruia îmi voi exercita funcția publică de reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație al unui spital public din municipiul Cluj-Napoca. Mulțumesc pentru încredere și susținere Partidului Național Liberal Cluj. Scria Claudia Ardelean pe 8 februarie pe contul său de Instagram, unde a postat și o fotografie cu dovada numirii în cadrul Spitalului Clinic din Cluj-Napoca. Postarea a atras atenția presei, care a relatat despre faptul că tânăra liberală, fostă Miss, este proprietara unei firme de hostese și a candidat la Consiliul Județean Cluj din partea PNL. Președintele instituției, Alin Tișe, a fost deranjat de gestul Claudiei Ardelean și a cerut demisia. Am solicitat în cursul zilei de ieri, 9 februarie, demisia doamnei Claudia Ardelean, fapt care s-a întâmplat chiar dacă dânsa avea statut de supleant 2, neremunerat. Din punct de vedere profesional, doamna Claudia Ardelean a absolvit două facultăți și are o pregătire foarte bună. Celelalte aspecte care au fost prezentate în presă țin de viața privată a persoanei respective. În acest sens, pentru a nu exista nicio îndoială, suspiciune sau semne de întrebare cu privire la această numire, am solicitat demisia acestei persoane, fapt care s-a realizat ieri, a anunțat Alin Tișe într-un comunicat. Iar Claudia Ardelean s-a conformat și a renunțat la postul respectiv. Tânăra de 27 de ani face parte din organizația de tineret a PNL din 2014. Sindicaliștii Metrorex au protestat astăzi în fața Ministerului Transporturilor. Motivul? Controlul pe care l-a cerut ministrul Cătălin Drulă ca urmare a negocierilor pe marginea contractului colectiv de muncă. Negocieri din toamna anului trecut, în urma cărora angajații de la metrou și-au mărit salariile cu 18%. Asta în ciuda faptului că încasările din vânzarea de cartele și abonamente s-a prăbușit în 2020, explicabil din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Protestatarii spun că până nu vor ajunge la ministru, până când nu vor discuta cu el, nu vor opri acțiunile de protest.
am venit să ne manifestăm dezaprobarea față de domnul ministru de toate afirmațiile pe care le-a făcut. Referitoare la salariile noastre, la condițiile de muncă din metrou și la faptul că dânsul nu prea pricepe ce se întâmplă pe metrou. Vrem să ne spunem oful și le cerem demisia. Noi câștigăm în jur de 5.000 de lei net, doar că este munca foarte, foarte grea. Sunt electromecanic 2 și fiind, lucrăm cu curenți foarte mari, lucrăm într-un mediu foarte neplăcut, să spun așa. Este foarte mult praf și multe nopțe. Și mai ales că mai avem și turele de noapte, iar turele de noapte sunt, nu știu cum să vă zic, incredibil de grele. După 25 de ani câștig undeva la 7.000 de lei. Noapte de noapte. Ținând cont că lucrăm numai de noapte, utilaje, scule vechi, domnul ministru ar trebui să se gândească undeva la... să investească în acele utilaje și le invităm să vină și noaptea în tunel, să vadă despre ce este vorba. Timp de o oră, sindicaliștii Metrorex au protestat în fața Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de faptul că ministrul actual, Cătălin Drulă, a trimis corpul de control. Aceștia au scandat minute în șir și au cerut demisia ministrului. Este lipsa acestui dialog social prin care noi am fi putut să rezolvăm multe probleme la nivelul metroului. Și apoi toate declarațiile, din punctul meu de vedere, mincinoase și le-am și justificat, cum ați auzit și dumneavoastră mai devreme, pe care le-a dat domnul ministru, Drulă, mai cu seamă că face referire la salarii și la veniturile care nu sunt reale. A fost într-adevăr o majorare de 18%, pentru că nu putem să rămânem pe loc. Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a precizat la Digi24 că statul a ajuns să plătească Metrorex-ului subvenții tot mai mari. În ultimii ani, cheltuielile cu personalul au explodat. Subvenția pentru această companie, cred că acum 5-6 ani, dacă nu mă înșel, era de la bugetul de stat undeva la 250 de milioane de lei, mare în sine, într-un anumit sens. Anul trecut s-au plătit 687 de milioane de lei, iar nevoile pentru anul 2021 sunt mai mari. Pentru că s-a cerut chiar 1,1 miliarde de lei. Sindicaliștii anunță că vor continua protestele în lipsa dialogului direct cu ministrul transporturilor. Procesiune cu reguli încălcate. Astăzi, la Constanța, peste 100 de oameni au mers pe jos, umăr la umăr, pe unul dintre bulevardele principale ale orașului, în urma înalt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Unii dintre ei nici măcar nu aveau mască de protecție. Cu toții s-au înghesuit apoi, la finalul slujbei, ca să primească o porție de mâncare. Procesiunea de Sfântul Har al Ambiei a început puțin după ora 8 dimineața. 120 de persoane l-au așteptat pe înalt preasfințitul Teodosie la intrarea în oraș, pentru ca apoi să meargă cu el în pelerinaj până la biserica Sfântul Har al Ambiei. La un moment dat, ambele benzi de pe un sens de mers al bulevardului Tomis au fost blocate. O tâmpenie! De ce? Păi ce caută la ora 8:30 că lumea se duce la muncă să stăm să blocăm acum că trece protopopul? Ce face protopopul? Ne spune și nouă cine este Sfântul Har al Ambiei, vă rog. O să întrebați pe Maria că e... Nu. Dar ce semnifică această procesiune? De ce ați venit astăzi aici? Să-l sărbătorim pe Sfânt. Și cum îl sărbătoriți? Ce faceți astăzi? Suntem împreună la slujba de Sfânta Liturghie. Puțin înainte de 9 dimineața, preoții și pelerinii au ajuns în curtea bisericii. E cărmuitorii țării noastre, e mai mari orașelor. V-ați dorit această procesiune pe străzile orașului astăzi de Sfântul Har al Ambiei? De e o tradiție. Nu puteam să întrerupem această tradiție. Întrucât ne-a încurajat și Bucureștiul că au făcut o procesiune mai mare de Sfântul Antonie cel Mare. Moștele Sfântului Har al Ambiei și mai multe icoane au fost scoase în curtea lăcașului de cult. S-au format cozi mari în dreptul lor. Da, icoana mai ce domnule, spuneau, m-am ascultat la masă, că a zis că de 5 ani lăcrimează, i-a dus. Și chiar lăcrimează? Da, așa s-a spus, am auzit și eu, dar... Vedem ce ne spune acum. O să sărutați icoana aceasta? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Este o mare bucurie. Chiar... Păi este teamă de coronavirus? Nu, nu mi-e teamă.
mi-e teamă de Dumnezeu, de păcatele mele. La finalul slujbei, aglomerația s-a mutat în fața bisericii. Oamenii s-au îngrămădit să primească o porție de mâncare. Să dea pachete. Să dau pachete. Să dau pachete, da. Dar nu e cam înghesuială? Este, mamă, dar așa la hram. Mulți dintre credincioși au venit și cu copiii pentru a-i putea mirui și împărtăși. Părinte, dar nu e așa înghesuială? Vin eu la dumneavoastră. Nu e. Nu mă îngăsui. Nu e? Nu e. Nu e așa înghesuială. Suntem creștini. L-ați liniștită. Încă o prelungire pentru starea de alertă din România, prelungire cu încă 30 de zile, este hotărârea adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Aceasta a stabilit cum va fi calculată incidența cazurilor din ultimele 14 zile, iar aici vor fi incluse și focarele de COVID-19, care până acum nu erau luate în calcul. Florin Câțu, premierul României, a explicat la Digi24 că introducerea focarelor în formula de calcul nu se va aplica imediat, ci abia peste 14 zile. În anexa care însoțește hotărârea CNSU s-a stabilit păstrarea acelorași măsuri aflate acum în vigoare. Purtarea măștii în mod obligatoriu în toate spațiile publice, inclusiv cele deschise, interzicerea evenimentelor private și închiderea restaurantelor la interior, a teatrelor, a cinematografelor în zonele în care incidența trece de 3 la 1000. Toate măsurile trebuie aprobate în ședința de guvern. Vaccinare întârziată pentru profesori la Timișoara. Profesorii merg cu îngrijorare la ore pentru că nu au apucat toți să se imunizeze. Motivul? Lipsa dozelor și faptul că unele dintre ele au întârziat. Camelia este învățătoare în Timișoara. De 3 săptămâni încearcă să se programeze pe platformă pentru vaccinul anticovid, însă mereu primește același răspuns. Nu mai sunt locuri. N-ar fi trebuit să începem așa școala înainte de a ne vaccina și de a fi toți puși într-un fel în siguranță. Bineînțeles că nu ne dorim și ne ferim atât cât putem, dar dacă accidental ne contaminăm, consider că îi expun și pe elevi la un risc foarte mare și pe mine, bineînțeles, și pe colegii mei de aici. În aceeași situație este și Maria, profesor de educație fizică. Ea a fost reprogramată din cauza numărului mic de doze disponibile. Am fost programată inițial pe data de 1 și am fost amânată până în 12, urmând ca apelul să-l fac în luna următoare, în 12. Noi doream să ne facem datoria, să venim liniștiți la școală, atât noi cât și copiii să fie în siguranță. Timp de 2 zile, la Timișoara, dozele de rapel au fost asigurate cu vaccin împrumutate din Brașov și Craiova. Asta după ce frigiderele de la centrul de stocare din vest au rămas aproape goale. Pacienții care au fost programați, li s-au întocmit hârtiuțele, le-am pregătit toată documentația ca în momentul în care vor veni vaccinurile să îi putem vaccina în cel mai scurt timp posibil. Cred că ar trebui să luăm în considerare faptul că noi facem teste, că nivelul de rata de incidență e destul de mare, suntem singurul județ cu incidență roșie din țară și atunci cred că ar trebui să primim un pic mai mult ajutor și din perspectiva vaccinării. Între timp, la Timișoara au sosit 11.700 de doze din vaccinul Pfizer, așteptate inițial la începutul săptămânii. Unele dintre aceste doze vor fi păstrate pentru asigurarea rapelului, astfel încât Timișul să nu mai fie nevoit să ceară sprijin de la alte județe. My name is Elton John. Cut there. Little less showbiz, Elton. My name is Elton John. Bit more showbiz. My name is Elton John. Let's go for your Michael Caine impression. Just let's see what it's like. My name is Elton John. The more people in society that get vaccinated, the more chance there is of eradicating the national COVID pandemic. It's really important to know that the vaccines have all been through and met the necessary safety and quality standards. So this is the bit where you're going to have the vaccine now, Elton. So right. Just kind of pretend that you're having the vaccine from a nurse. Oh! What was that, Elton? That was me acting. Okay, let's cut there. And as you can see,
I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Wow, okay. Thanks, Elton. We'll let you know. Oh, well, at this short notice, you won't find anyone bigger. Thank you. Hello. My name is Michael Caine. I've just had a vaccine for COVID. It didn't hurt. Not many people know that. And cut there. Marvellous, that was fantastic. Thank you. Thank you, Sir Michael. Claire, let the little fella know he didn't get the job. Scurtă pauză, banii în mișcare și când ne întoarcem vorbim despre un șofer de 97 de ani care a accidentat un pieton de 74 pe trecerea de pietoni. Ce nu e în regulă aici? Discutăm despre asta după pauză. Vă așteptăm! Matei Balș a ajuns în această seară la 18. Încă un pacient s-a stins la Spitalul Sfântul Pantelimon, unde a fost transferat imediat după incendiu. Omul avea 68 de ani și o formă severă de COVID-19. Ministerul Sănătății spune că pacientul suferea și de alte afecțiuni, iar cauzele decesului vor fi stabilite în urma anchetei medico-legale. Dacă românii nu prea mai ajung în Liga Campionilor, vine Liga Campionilor în România. După aproape 9 ani de la finala Europa League, Arena Națională găzduiește din nou un meci între două mari forțe ale fotbalului european. Partida Atletico Madrid-Chelsea din optimile UEFA Champions League se va juca la București pe 23 februarie, după ce organizatorii au fost nevoiți să caute variante din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Alexandra Dinu are detalii chiar de pe această arenă. Bun găsit, da, un meci foarte important va avea loc aici pe Arena Națională din București la sfârșitul acestei luni între echipele Atletico Madrid și Chelsea. Meciul a fost mutat în România din cauza pandemiei de coronavirus din Europa. Practic, echipa de fotbal Chelsea nu putea intra în Spania pentru acest meci pentru că toate zborurile dinspre Marea Britanie sunt suspendate până pe data de 2 martie. Au mai fost luate în discuții și alte stadioane din Europa, din Portugalia, Franța și Germania, dar în final România a fost aleasă să găzduiască acest meci. Partida se va juca pe data de 23 februarie la ora 22, dar din păcate românii nu se vor putea bucura de acest meci pentru că va fi fără spectatori. Autoritățile din România anunță că se vor respecta chiar și așa toate măsurile de distanțare în ceea ce privește echipele de fotbal și staful acestora. Vă reamintesc că în anul 2012, aici pe Arena Națională, a fost organizată finala Europa League câștigată de Atletico Madrid în fața lui Athletic Bilbao. Doar 18% dintre români cumpără lactate de la producătorii locali. Conform unui studiu realizat de o companie de marketing, majoritatea românilor preferă lanțurile de magazine. Piețele agroalimentare sunt aproape pustii pentru că oamenilor le este teamă că în această perioadă producătorii locali nu respectă condițiile de igienă. E slabă mi-are piața și munca omului și omul de la tară nu-i plătită. Nu atâta de bine și nu se vând cam nimic așa bine. S-a stricat piața, nu mai merge cum o mărs înainte. Indiferent de anotimp, producătorii mici stau cu orele în piață pentru a-și vinde produsele din gospodărie. Rasca Popa are 2 vaci și vinde zilnic 10 litri de lapte la oraș. Face lunar controlul produsului și spune că respectă toate regulile de igienă. Să fie curate toate. O spălăm bine vaca pe uger, laptele iar în vas curat, se strecoară prin tifon curat și strecură. Și așa că aducem la piață către cumpărători. Am mulgătoare, îl mulg în mulgătoare, după aceea îl strecor bine, îl pun în lapte, în sticle de apă minerală. Producătorul atestă salubritatea produsului său prin buletine de analiză, respectiv din laptele materie primă, se aduce la laboratorul sanitar veterinar autorizat, unde produsul primar, laptele, este analizat la cei 2 parametri care atestă, de fapt, calitatea și salubritatea produsului, respectiv NTG, numărul total de germeni, și numărul de celule somatice. Călin Făt este unul dintre cei peste 1600 de producători mici cu atestat din Maramureș. Nu mai are timp să ducă laptele la piață. În schimb, vin cumpărătorii la poartă. Puma!
așezăm frumos. Așa. Și acum pornim aparatul. Acum, în timp de iarnă, dau mai puțin, în jur de 10-15 litri de lapte pe zi. Nu-s furajate ca și la ferme. Mâncare, fân, apă, făină. Chiar dacă știu că producătorii locali fac eforturi să furnizeze hrană sănătoasă, tinerii preferă supermarketurile. Doar un sfert dintre români cumpără lapte de la producătorii locali. Aici, în piață, un litru de lapte costă aproximativ 2-3 lei, în timp ce în supermarket poate să depășească 5 lei. Este mai ușor să ți le iei la un supermarket, de unde îți faci toate cumpărăturile. Litru de lapte e 3 lei și la magazin și nu știi ce bei la magazin. Doar 6% dintre români nu consumă produse lactate. Ceilalți consumă zilnic sau aproape zilnic. Însă încrederea în micii producători este destul de scăzută. Apartamentele și casele se vor scumpi cu până la 15% în perioada următoare, atrag atenția consultanții în imobiliare. E în interesul lor. Asta după ce prețurile materialelor de construcții precum cărămida și fierul s-au majorat la începutul anului 2021 cu aproape o cincime. Timpul îndelungat petrecut acasă, odată cu mutarea serviciului în online, a determinat-o pe Ilinca să ia decizia de a-și cumpăra o casă. La începutul acestui an a găsit ce-și dorea, după lungi căutări și zeci de vizionări. Inițial a vrut să cumpere o locuință în capitală, dar prețurile ridicate nu i-au permis acest lucru. Am căutat extrem de mult, bineînțeles și în funcție de preț și în funcție de locație. Prețurile în ultimul timp au crescut destul de mult. Bugetul meu a fost de 90.000 de euro. M-am uitat evident și în București, dar casele ajungeau undeva la 200.000 de euro cu tot ce îmi doream eu. În momentul în care am vorbit cu dezvoltatorul despre casă, mi-am dorit să existe materiale de calitate, de la cărămidă, la tabla acoperișului, la parchet, evident geamurile să fie foarte bune. Materiale care au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor, atrag însă atenția constructorii, iar aceste creșteri se vor reflecta și în prețul final al caselor. Cosmin plătea anul trecut, de exemplu, 280 de lei pentru 20 de litri de vopsea. Acum prețul a ajuns la 310 lei. O creștere de 11%. S-au întâmplat în ultimele 2-3 săptămâni niște creșteri destul de substanțiale ale prețurilor materialelor. Am constatat la ciment o creștere de 15%, mai bine zis la beton, la cărămidă un 20-25%, la fel la fier a avut o creștere în ultimele 3 săptămâni de vreo 30%. Vopsele, alte lucruri, 10%. Față de anul 2020 se vor simți și în prețurile imobilelor. Majorarea prețurilor la case și apartamente se va observa în lunile următoare, spun dezvoltatorii. Costurile de construcție cresc. Va trebui să reorganizăm acest deviz inițial al nostru și să calculăm cum vom integra această creștere a materialelor în costul de vânzare al apartamentelor. Luna trecută, luna ianuarie, a fost mai bună decât ianuarie anul trecut. Am avut o creștere undeva la 20%, o creștere a cererii privind apartamentele noi. Într-un complex de apartamente dintr-o zonă apropiată capitalei, prețul unei locuințe cu două camere a ajuns la aproximativ 70.000 de euro. Scumpiri au apărut și în alte orașe. În Timișoara, prețul unui apartament nou a sărit de 1.200 de euro pe metru pătrat. Pe lângă acești bani, cei care dețin mașini și vor să le și parcheze în vecinătate, trebuie să mai scoată bani din buzunar pentru un loc de parcare. Cele mai scumpe apartamente din țară sunt la Cluj, unde un metru pătrat util costă aproximativ 1.800 de euro. Pe locul al doilea se situează capitala cu 1.470 de euro pe metru pătrat. Oradea, dată ca exemplu pozitiv în scandalul gunoaielor purtate de râuri în țara vecină, Ungaria. Ministerul Mediului a recunoscut într-un comunicat că debitele apelor din vestul țării au crescut în ultimele săptămâni, ceea ce a dus și la creșterea cantităților de peturi și deșeuri de plastic purtate de râurile care traversează granița.
Sute de metri cubi de deșeuri plutitoare au fost scoase din Albia, Tisei și Someșului în Ungaria în ultimele zile. Acest peisaj dezolant apare de fiecare dată când plouă mai mult în România și Ucraina. Partea maghiară s-a plâns în repetate rânduri de această situație. Nu sunt bucuroși colegii noștri de pe ape din Ungaria, fiindcă practic îi creăm un lucru în plus. Pe lângă tot ce există prin faptul că se deteriorează aspectul natural și natura, și să știți că ei foarte bine deja au ajuns să separe acele flacoane pe care au inscripții cirilice care vin din Ucraina, pe Tisa, sau care vin din România. Este trist. În ultimele săptămâni, debitele apelor transfrontaliere au crescut în urma precipitațiilor abundente și topirii zăpezilor. Munți de gunoaie plutitoare au fost purtate apoi peste graniță, cu o excepție, Crișul Repede, care are mai multe grătare de curățare pe cursul apei. Absolut totul ce vine pe ape este depus de oameni în amonte. Avem această problemă pe barcă în zona suplacului, unde avem tone de materiale la care zilnic se intervine. Malurile râului care traversează țara vecină sunt și ele pline de gunoaie. Malurile Crișului Repede sunt și ele poluate cu peturi și alte deșeuri plutitoare. Multe dintre ele sunt eliminate prin acțiuni de ecologizare, în urma cărora operatorul de salubritate le ridică gratuit și le transportă la depozitul ecologic din Oradea. E dezolant aspectul, mai ales că ne aflăm într-o zonă cu părculețe pentru cei mici, sunt foarte mulți trecători, tineri, oameni în vârstă. La nivel local există un parteneriat între instituții pentru curățarea Crișului Repede. Noi ajutăm în zonele greu accesibile. Primăria se îngrijește să ajungă aceste deșeuri la groapa de gunoi, iar groapa de gunoi nu taxează primirea acestora. Până la începutul acestei săptămâni, autoritățile din Ungaria au strâns 500 de metri cubi de deșeuri plutitoare de pe Someș și Tisa, provenite din România și Ucraina. Toate particulele SARS-CoV-2, toate existente în lume, încap cu ușurință într-o singură doză de suc. Asta reiese din studiul unui matematician britanic. Așa ne putem da seama ce efecte devastatoare poate avea o particulă minusculă devenită virală. Calculele matematicianului au arătat faptul că în orice moment în lume există circa 2 quintilioane, echivalentul la 2 miliarde de miliarde de particule virale SARS-CoV-2. Chiar dacă se iau în calcul și proteinele spike ale coronavirusului care ies în afară și faptul că particulele sferice vor lăsa spații goale atunci când sunt așezate unele lângă altele, totalul tot este mai mic decât o doză de suc de 330 de mililitri. E uimitor să constatăm că tot necazul, disfuncționalitățile, dificultățile și pierderile de vieți omenești care s-au întâmplat anul trecut ar putea constitui o cantitate atât de mică, a precizat autorul studiului. Președintele Chinei Xi Jinping a fost pus într-o situație jenantă la ultimul summit dintre țara lui și statele din centrul și estul Europei. Acestea din urmă au fost reprezentate la reuniunea desfășurată online doar la nivel de miniștri, în timp ce președintele chinez a participat personal. Printre cele 6 state din estul Europei care nu au fost reprezentate la cel mai înalt nivel la summit, se numără și România. Potrivit publicației Politico, acest lucru reprezintă o umilire la adresa lui Xi Jinping și ar fi rezultatul politicii de tip divide et impera pe care o duce China în estul Europei. Sau mai bine spus, asta ar fi vrut să facă, să divizeze Uniunea Europeană în așa fel încât să câștige măcar statele din estul Europei, dar, și e de notat, inclusiv datorită României, nu i-a ieșit. Pauză și când ne întoarcem, invitatul nostru aici în platou va fi ministrul dezvoltării, Cheche Otilo, este unul dintre nemulțumiții bugetului. Detaliem imediat, vă așteptăm.